După ce s-a dat vestea tristă în lume referitoare la moartea reginei Elisabeta, Carmen Hara a intervenit în mediul online și a specificat că a prezis la începutul acestui an că acest eveniment va avea loc în anul 2022. Celebra clarvăzătoare a menționat că plecarea la cele veșnice a suveranei britanice va marca un început cu totul nou, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. În viitorul apropiat vor avea loc schimbări neașteptate, conform declarațiilor acesteia. Carmen Hara s-a remarcat de-a lungul timpului în urma previziunilor sale legate de cele mai importante evenimente care au intrat în istorie. Se pare că moartea reginei Elisabeta se numără printre evenimentele marcante pentru întreaga omenire pe care clarvăzătoarea le-a anticipat la începutul anului. Fără să ofere prea multe detalii despre ceea ce va urma de acum înainte, clarvăzătoarea a menționat că oamenii ar trebui să se aștepte la schimbări majore, marcante în perioada următoare. La începutul anului am spus că în anul 2022 regina Angliei va muri și s-a întâmplat astăzi. Asta e o veste mare, prieten. Acest lucru va schimba viața așa cum o cunoașteți. Vă puteți întreba de ce este doar regina, dar este mai mult decât atât. Rezultatele le veți vedea foarte curând. Rămâneți aproape, a spus clarvăzătoarea pe TikTok. Tot Carmen Hara este cea care a prezis că Vladimir Putin va invada Ucraina anul acesta, menționând și intențiile liderului rus legate de țara noastră. Clarvăzătoarea a menționat în luna ianuarie că invadarea Ucrainei de către Rusia este una inevitabilă, făcând previziuni sumbre pentru Vladimir Putin. Putin va ataca Ucraina. Este un plan vechi și Putin îl va pune în aplicare, însă o să-l coste capul lui. Eu zic, Putin în mintea lui machiavelică, este cred că cel mai machiavelic care a existat vreodată, el are intenții foarte serioase. El nu are treabă cu România, e părerea mea personală. Vă spun ce simt eu și ce cred eu. Nu intră spre România, nu are nimic cu România. Război în România nu, dar că ei o să intre spre Crimea, da absolut, a spus Carmen Hara, conform site-ului wowbiz.ro.